Bună ziua, dragii mei! Astăzi discutăm despre reciproca teoremei unghiului de 30 de grade. Să facem cunoștință cu Andrei. Bună, Andrei! Andrei vrea să ajute la renovarea casei în care locuiește și caută pe internet o scară de acces pentru podul casei. Găsește pe internet mai multe modele. Andrei se oprește la acest model de scară și își face unele calcule. Realizează o schiță sub forma triunghiului dreptunghic ABC, dreptunghic în A, unde BC reprezintă lungimea scării, care este de 3 metri, BA este înălțimea încăperii, iar AC-ul este de 1,5 metri. Ce-l interesează pe Andrei este măsura unghiului ABC. Deci, unghiul opus catetei AC. Să ne aducem aminte teorema unghiului de 30 de grade. Într-un triunghi dreptunghic cu măsura unui unghi ascuțit de 30 de grade, cateta opusă unghiului de 30 de grade are lungimea egală cu jumătate din lungimea ipotenuzei. Deci dacă avem triunghiul ABC cu unghiul A de 90 de grade, unghiul B de 30 de grade, cateta opusă unghiului B, adică aici este vorba de cateta AC, va avea lungimea BC supra 2, ipotenuză supra 2. Deci această parte este ipoteza teoremei, aceasta este concluzia. Oare putem formula o reciprocă a acestei teoreme? Ce-ar fi să inversăm o parte din ipoteză cu concluzia, adică unghiul B de 30 de grade să devină concluzie și AC egal cu BC supra 2 să fie trecută la ipoteză? Cum ar suna această reciprocă? Dacă într-un triunghi dreptunghic o catetă are lungimea egală cu jumătate din lungimea ipotenuzei, atunci măsura unghiului opus acestei catete este egală cu 30 de grade. Deci, avem triunghiul ABC, unghiul A de 90 de grade, AC egal cu BC supra 2, și să arătăm faptul că unghiul B este de 30 de grade. Să vedem dacă această reciprocă este adevărată sau nu. Să încercăm o demonstrare a ei. Deci avem triunghiul ABC, unghiul A știm că este de 90 de grade, AC egal cu BC supra 2 și să considerăm punctul D ca fiind simetricul punctului A față de punctul C. Ce înseamnă lucrul acesta? Deci, prin definiție, acest lucru înseamnă de fapt că A este mijlocul segmentului DC. Deci, cu alte cuvinte, că DA este egal cu AC. DA egal cu AC. În acest caz, DC-ul, care este suma celor două segmente, va fi egal cu 2 ori AC. Dar ce știm din ipoteză? Faptul că AC este egal cu BC supra 2. Atunci înseamnă că BC-ul este de două ori mai mare decât AC. Din aceste două relații rezultă faptul că DC și BC sunt segmente congruente, de lungimi egale. Ce mai știm de asemenea? Faptul că unghiul A este de 90 de grade. Deci unghiul BAC știm din ipoteză că este de 90 de grade. Atunci, de fapt, înseamnă că BA
este perpendicular pe DC. Cele două drepte sunt drepte perpendiculare. Dar știm că AU este mijlocul segmentului DC. De asta, conform definiției mediatoarei unui segment, înseamnă că BA este mediatoarea pentru segmentul DC. Ce proprietate are mediatoarea? Orice punct de pe mediatoarea unui segment este egal depărtat de capetele segmentului. Deci, cu alte cuvinte, DB va fi congruent cu BC. Dar am văzut faptul că BC-ul este congruent cu DC. Asta înseamnă, de fapt, că toate cele trei segmente, BD, DC, respectiv BC, sunt congruente. Adică, cu alte cuvinte, triunghiul BDC este triunghi echilateral. Deci știm că în orice triunghi echilateral, măsura unui unghi este de 60 de grade. Deci, cu alte cuvinte, unghiul DBC este de 60 de grade. Bun. De asemenea, am văzut că BA este perpendicular pe DC. Pe asta înseamnă faptul că BA este și înălțime în acest triunghi echilateral DBC. Deci înseamnă că BA este și bisectoarea unghiului DBC, care unghi DBC știm că este de 60 de grade. Deci atunci înseamnă că unghiul DBA are măsura egală cu măsura unghiului ABC și va fi egal cu măsura întregului unghi DBC supra 2, adică 60 de grade supra 2 egal 30 de grade. Deci am demonstrat faptul că măsura unghiului ABC, deci unghiul opus catetei AC, este de 30 de grade. Să revenim la problema lui Andrei. Deci avem triunghiul ABC cu unghiul A de 90 de grade. Și știm din ipoteză faptul că AC-ul este de 1,5 metri, iar BC-ul este de 3 metri. Toate sunt din ipoteză. Atunci înseamnă că AC-ul egal cu BC supra 2, adică cateta AC este jumătate din ipotenuză. Și atunci, conform reciprocei teoremei unghiului de 30 de grade, care am demonstrat-o, înseamnă că măsura unghiului CBA este egală cu 30 de grade. Deci, problema lui Andrei este rezolvată. Vă mulțumesc pentru ajutor și vă mulțumesc pentru atenție pe data viitoare.